Eu sunt așa cu un conci în cap pentru că am făcut un pic o băiță acum de dimineață. Seara nu mai apuc. Seara totdeauna sunt ocupată cu Sofi și nu apuc. Așa că mi-am făcut acum dimineață un pic de băiță. Și suntem acasă. Afară s-a făcut mai urât. A început să plouă. Și sunt cu copiii. Vreau să le pun masa, să mănânce și vedem ce mai facem. Vă luăm cu noi. Să fie aici cu mine. Și Mati este în partea cealaltă, se uită puțin la televizor până pregătesc eu masa. E ora 11 jumătate și voiam să mai vorbesc cu voi, să vă mai spun că am mâncat, mi-am făcut micul dejun și am mâncat. Acum Sofi doarme puțin, Mati face ceva chestii, vrea să facă un robot, i-a adus tatăl meu tot felul de cabluri și fire și o grămadă de chestii. Și eu stăteam aici, vreau să mai editez ceva pentru YouTube, iar apoi o să-mi fac loc pe telefon, pentru că vreau să mergem la firma la care lucrează și părinții mei și să filmez acolo puțin mașinile acestea. Eu am mai filmat de-a lungul timpului, însă niciodată nu am luat așa toată informația și să o editez într-un mod frumos încât să vă prezint și vouă aceste mașini. Dar poate astăzi, dacă reușesc să filmez cât mai multe mașini, o să pun să vedeți cum sunt casele pe roți, practic. Da. Am plecat deci la plimbare către firma la care lucrează ai mei, v-am mai spus, și vreau să merg acolo în față puțin să văd dacă pot să filmez câteva mașini și să vă arăt și vouă. Mati, ce faci? Te-ai urcat pe dâmb? Sofi, ce faci acolo? Ce te joci? Cânti? Mergem pe lângă un cimitir. Ia du-te, Mati, hai mergi. Și acolo este firma Concorde. Uitați, am urcat aici într-o parcare în fața acestei firme unde se parchează mașinile astea, casele pe roți, să zic. Și se vede foarte frumos acolo în depărtare, se vede autobanul. Cred că este autobanul A3. Uite acolo. E foarte frumos amenajat aici. Uitați aici. Este intrarea în firmă și acolo vrem să mergem și noi ca să vizităm mașinile de acolo. Sper să reușim. Am ajuns deja la mașini înăuntru și uitați ce mare este asta. Nu știu ce marcă este. O să vedem acum. Uite, asta din față se numește Carisma și așa de mărișoară. Nu cred că avem voie să o vizităm, dar o să o vizităm pe asta, tot Carisma 905L. Și intrăm un pic să vedem despre ce e vorba. Hai. Intră, Mati. Are așa, mez așa cu partea asta, să vedem. Uite și în față. Ia uitați-vă ce frumos. Trepte cu aceste covorașe și toată este făcută foarte, foarte frumos. Are absolut tot în ea și are piele. Uitați, acolo este pentru șofer. Scaunele al șoferului și al celui din dreapta. Așa. Cred că sus, nu știu, sunt sigură, dar cred că este pat, acolo unde se vede salteluța. Are aerisire, spoturi, are de toate. Apoi uitați ce frumos, măsuță și banchete. O să vă fac așa un tur. Avem aici o plasmă și sus avem dulapuri și computere și boxe și un mini bar. Aici un mini bar cu
aceste pahare și paharele sunt chiar făcute de ei, de la Concorde, cu firma lor. Ei produc multe alte chestii ca să dea și angajaților și toate sunt cu insigna lor, Concorde. O să mă apropii puțin. Așa. Și acum la 360 de grade, să zic așa. Deci aici a fost măsuța. Aici a fost măsuța și urmează așa dulapurile. Acolo este bucătăria, să zicem, are plită. Uitați, are aici așa o plită cu... Doamne, cât de frumoasă e! Are plită. Așa. Aragazul. Aici chiuveta sub chestiile astea. Așa, are mini bar și toate chestiile astea cred că se deschid. Ia uite ce frumos, lux, lux, lux și opulență. Aici jos avem diverse sertare. Uitați ce interesant, până și butonii ăștia se bagă înăuntru ca să nu încurce. Sunt super. Deci e super fain. Așa. Avem aici cuptor cu microunde. Ăsta cred că este congelatorul. Așa. Avem aici frigiderul. Uite ce fain este frigiderul făcut. Super tare. Așa. Să vedem ce este asta. Ia uite niște chestii așa ca să mai pui aici. Uite, maxim 25 de kilograme. Așa. Apoi cred că și aici este un dulăpior. Ia uite ce fain. Ca să-ți pui condimente și alte chestii. O mini cămăruță. Așa. Apoi urmează aici o ușă ca să despartă practic bucătăria de baie și de dormitor. Deci bucătăria aici, este ușa, apoi urmează băița și are aici cabină de duș și în partea stângă oglindă. Hei, salut! Oglindă, foarte frumoasă. Uite așa se desface. Și toate sunt... A, și are și pe interior oglindă. Ce drăguț! Da, foarte, foarte, foarte frumos. Chiuvetă cu pahare și dulapuri aici. Așa, dulapurile. Ia uite ce încăpătoare sunt. Cu chiuvetă și cu tot. Wow! Așa. Aici dulapuri de haine, cred că sunt. Da. Și de prosoape și de haine. Nu vine să cred că într-o mașină din asta încap atâtea chestii. Apoi aici este vasul de toaletă. Au și aerisire. Și are și calorifer. Aici are vasul de toaletă. Și acolo sus cred că sunt, bineînțeles, cred că sunt astea. Ia uite ce fain, ca să pui chestii. Și aici deasupra. Da, foarte, foarte interesant. Așa. Fain. Așa. Și mai departe avem încă o ușă. Deci după ce am trecut de baie, avem încă o ușă. A, este prins acolo. Avem încă o ușă ca să
despart dormitorul. Și ăsta este mini dormitorul, unde ia uitați ce frumos are paturile, până și aceste saltele sunt făcute aici, tot la concorde și sunt foarte moi și faine, cu geamuri, cu multe alte dulapuri, acolo și pentru cărți. Și încă un televizor aici și aici jos, ca să te poți urca, și au și ladă. Ia uitați ce frumos, ladă pentru plapumă și pentru perne. Ia uite ce frumos. O să mă întorc cu spatele la dormitor și o să ieșim din mașină. Da, Mati? Hai! Superbe! L-am deschis eu, poți să-l închizi, te rog. Hai, coboară. Coboară, te rog. Vezi puțin și de afară, uitați ce mare este. Și bineînțeles că e dotată cu absolut tot ce trebuie, cu panouri solare și cu de toate. O să merg puțin și în față, să vedeți și în față. Uite așa arată. Un mini microbus, un microbus practic. Sunt și mai mari și mai mici și diverse forme, iar cele mari de tot, autobuzele, cred că v-am mai spus, în spate se poate băga o mașină mică pentru transportul în oraș. Dar o să mergem la una mare, mare să vă filmez și acolo. Dacă, nu știu dacă avem voie înăuntru, dar o să vă filmez doar afară. Și asta sunt foarte multe pentru prezentare, dar după cum am mai spus, nu ne dau voie, mai ales acum cu regulile și cu restricțiile astea, nu prea avem voie. Dar filmăm și noi puțin așa. Acesta este alt model, se numește Centurion. Și este tot foarte frumos. Au tot așa piele albă înăuntru. Practic, mama mea lucrează la așa ceva, îmbracă chestiile astea în piele. Este... Mama mea lucrează aici ca tapițer și tatăl meu face paturile, baldachinele astea de pe sus și mai multe chestii. Mă uitam aici pe lista de prețuri, costă cred că câte 3 apartamente în München, 359.900 de euro. Uitați, acesta cred că este cel mai mare liner. Linerul ăsta este chiar cât un autobuz. Cât un autobuz. Hai să vedem. Mai... Da, știu că poți să și gătești. Ăsta e și mai frumos. Bineînțeles că e mai mare și mai spațios. Și intrăm. Wow! Și bineînțeles că sunt altfel dispuse și masa și toate. Dar uite, ăsta nu are aici pat deasupra, nu are. Probabil că are în partea cealaltă pat mai mare. Uh-huh. Și uite ce frumos! Mati, ia. Uite ce frumos! Ja, ich auch. Weißt du, weil das ist schöner hier, könntest du auch Becher machen. Ja, ich weiß. Wow, ce frumos. Deci îmi place foarte mult. Uite, cărți, plasmă, tot ce-i trebuie. Ia uite ce frumos, ce bord minunat. Mamă, cine știe să conducă, dar costă foarte mult. Așa, hai să ne întoarcem. Bucătăria la ăsta este puțin mai mare. Uite, aici este o chiuvetă și cealaltă chiuvetă. Două chiuvete sunt aici. Și de gătit avem și jos. Asta e mult, mult, mult mai spațios. Masa de mâncat. Așa, astea sunt de plastic. Ce drăguț. Așa, aici este în partea cealaltă microundele și frigiderul.
Și acesta are ușă, tot așa. Cabina e dispusă puțin altfel. Uite așa, cu duș din ăsta fain, superb. Așa, ne întoarcem în stânga. Da, toate sunt dispuse altfel și e mai spațios, bineînțeles. Uite ce minunat. A, dar toaleta este aici. Nu este băgată extra. Am înțeles. Are practic o ușă despărțitoare aici și o ușă despărțitoare aici. Și patul are acolo trapă. Paturile, uite, la asta nu este până în ușă patul, adică mai ai și pe lângă loc să treci. Și e dispus așa patul. Ia uite și pături de la Concorde, ce faine sunt, oh, ce moi. Cât o fi costând o păturică din asta? Da, ne întoarcem și cam asta este. Au foarte multe modele, însă vi le-am arătat pe astea două și restul sunt cam variațiuni, să zic așa, ale aceluiași autobuz. Da, mami, salată, dar nu e adevărată. Hai să mergem. Haide, Mati. Linerele astea mari, liner scrie acolo, vă vorbeam că în spate au trapă ca să poți să bagi o mașinuță mai mică. Uitați ce scări faine și toate astea reprezintă câte ceva. Aici au modelele ce le au ei și sunt și mai mari și mai mici. Diverse prețuri și diverse modele. Uite și reviste produc ca să-și facă reclamă. Uitați, liner Centurion, cruiser până la 12 tone, până la 7,50 tone. Credo Carver, Carisma, superbe. Da, și cam asta a fost prezentarea și tura prin acest minunat loc de prezentare a mașinilor de la Concorde. Și acum ne îndreptăm către locul unde părinții mei, de unde părinții mei vor ieși de la serviciu. Ne ducem practic să-i întâmpinăm, să mergem către casă.